Sport din spatele meu și vorbea despre sala de sport. Sala de sport, vorbea despre sala de sport unde am reușit să schimbăm într-un final pardoseală. Are o sală de sport de primă generație, încă din 2004. Și cum îmbătrânim noi, îmbătrânește și clădirea și sala de sport s-a îmbătrânit un pic și ani de zile era nevoie de o astfel de schimbare și renovare. Mai ales dat faptul fiind că avem peste 1000 de copii în cadrul Liceului Tehnologic Cerii Gogo din Crasna și de multe ori câte 3 clase simultan au ore de sport. Este un foarte mare beneficiu și ajutor pentru copii, că așa se pot ține și mai bine clasele simultane de sport. O să încheiem infrastructura sportivă în cadrul Liceului Tehnologic Crasna când o să putem construi și inaugura o nouă sală de sport la clădirea cu clasele 1-4 din cadrul liceului nostru. Îmi doresc ca acest teren să fie mereu plin de sportivi și de copii veseli și asta doresc să fie, să fim și noi o echipă foarte bună și cu colaborare bună din comuna noastră cu primăria și cu consiliul local. Și dar